Leancă și Eugen Carpov au anunțat astăzi în debutul ședinței legislativului că părăsesc fracțiunea parlamentară a PLDM. Carpov a adăugat că acțiunile PLDM de după alegeri nu mai corespund cu promisiunile făcute anterior și că aderă la proiectul politic al colegului său Iurie Leancă. Acesta din urmă i-a mulțumit pentru susținere. Liderul PLDM Vlad Filat a menționat că a luat act de decizia colegilor săi. În același timp, analistul politic Oazu Nantoi consideră că partidul pe care îl va înființa Iurie Leancă va atrage susținători de la PLDM, mai puțin de la PL și eventual de la PDM. Declarația a fost făcută pentru Radio France Internationale România. Echipa lui Leancă trebuie să-și calculeze strategiile ca partidul său să nu degradeze ca celelalte formațiuni politice, a mai adăugat Nantoi. Liderul PLDM Vlad Filat a declarat ieri, după părăsirea formațiunii de către Iurie Leancă, că decizia fostului premier este una regretabilă. Despre schimbările din partid, planurile formațiunii și alte subiecte stringente, Vlad Filat va vorbi ca invitat la emisiunea Vineri cu Anatolie Golea, difuzată pe RTR Moldova astăzi la ora 20. Întrebările pentru moderator și invitat pot fi expediate pe adresa golea@rtr.md. Socialiștii au propus examinarea în ședința de azi a legislativului a chestiunii privind denumirea anului 2015 a anului veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Inițiativa deputaților PSRM a fost respinsă, ulterior fiind votată propunerea PCRM de cinstirea memoriei celor căzuți. Astfel, anul 2015 va fi anul veteranilor celui de-al doilea război mondial, iar executivul trebuie să elaboreze și să prezinte într-o lună Parlamentului spre adoptare programul național de acțiuni dedicate acestei date. Starnet a publicat o declarație în care scrie că informațiile confidențiale ale companiei și clienților săi care au apărut pe unele site-uri din internet au fost sustrase în mod fraudulos prin atac informatic organizat asupra sistemelor IT din companie. Starnet mai anunță că au fost luate toate măsurile de precauție, dar încă o dată se adresează către clienți pentru siguranța deplină să-și modifice parola de acces la adresa de e-mail. Moldova va primi un ajutor substanțial din partea Uniunii Europene, iar acordul de asociere se află în Bundestag în proces de ratificare. Declarația a fost făcută de cancelarul german Angela Merkel, care a precizat că europenii sunt legați politic foarte strâns de Moldova. Joi, Merkel a avut la Berlin o întrevedere cu președintele român Klaus Iohannis, care a spus că va aborda în discuții și subiectul Republica Moldova. Bugetul municipal pentru 2015 nu a fost din nou votat de către consilieri. Ședința Consiliului Municipal, care a durat circa 6 ore, s-a lăsat până la urmă cu ceartă, cei care au încins spiritele fiind comuniștii. Astfel, proiectul bugetului a fost expediat spre reexaminare, urmând să fie dezbătut pe 12 martie. Până în 2019, în capitale nu vor exista primării și consilii de sector. Inițiativa liderului PLDM Vlad Filat de modificare a legii privind administrația publică locală a fost votată de deputații liberal-democrați, democrați și comuniști. Vlad Filat a explicat că instituirea noilor subdiviziuni teritoriale în municipiul Chișinău, din data alegerilor locale generale din anul 2015, va crea dificultăți în funcționarea autorităților create. Partidul politic Partidul Nostru al politicianul Renato Usati a fost înregistrat astăzi la Ministerul Justiției. Informația a fost publicată în Registrul de Stat al Organizațiilor Necomerciale. În iunie anul trecut, Ministerul Justiției a refuzat lui Usati înregistrarea denumirii formațiunii Partidul Nostru. Parlamentul german a aprobat cu o majoritate covârșitoare extinderea programului de ajutor pentru Grecia. Din cele 587 de voturi exprimate, 542 de parlamentari au votat pentru prelungirea cu 4 luni până la 30 iunie 2015 a programului european de ajutor pentru Grecia. Consiliul de Securitate al ONU se reunește astăzi de urgență privind conflictul din Ucraina. Reuniunea va avea loc la cererea Franței și a Germaniei. Este prima sesiune a Consiliului cu privire la Ucraina după ce acesta a aprobat pe 17 februarie acordul de pace de la Minsk încheiat între Rusia, Ucraina, Franța și Germania. Protestatarii din fața Băncii Naționale de la Kiev au fost alungați noaptea trecută de poliție, care a folosit un buldozer pentru demontarea corturilor, iar în rezultat au fost răniți câțiva dintre manifestanți. Protestele au fost organizate în urma deprecierii masive a hrivnei, fapt care a nemulțumit populația. O bombă